Salutare dragi prieteni, hai să începem un nou video. Începem cu puișorii de la Californiancă, scan rușinoși. Trecem aici la un clip care l-am filmat cu telefonul meu. Am dat iepurile să-i cuiesc la mare dus de la Cluj. Aici am fost la muncă și l-am dus la un băiat, că am avut chiar în sat de alt turnare. Așa. Spunem un pic pe pauză, trecem la următorul când a venit omul și l-a preluat. Aici când l-am predat la om, i-am dat certificatul de origine. Aici așa. Îi salută și băiatul. Trece mai departe la iepurii noștri. Asta a fost luni, s-a întâmplat filmarea. Uitați-l la un dolofănel. O pleca la plimbare. Ce colorit șmecher, zici că se secuiesc ăla. Trecem lângă boxa alăturată. Această femeluță a montat-o, nu mai știu, luni, marți, seara. S-ar putea să ajungă în Tellerman. Nu știu, am vorbit cu firma de transport, să vedem, nu știu, ce se mai întâmplă, nu m-am mers la nimeni. Prietenii ei la datorie. O iepuriță de secuiesc. Lângă ea, mama cu cei 7 dolofani. Maxi verifică, face inspecția. Altă iepuriță de secuiesc de anul trecut. Tot așa femeia de anul trecut. Uitați ce frumoasă s-a făcut. Vedem un pic și dolofanii. Chiar sunt dolofani. Pe asta l-a dat înapoi la muntă. Adică cam majoritatea o la muntă iară, așteptăm. În sfârșit o lua și asta muntă. Asta e de anul trecut din noiembrie. Cu ce nervos ai. Asta cum am zis aici a luat muntă pe 11. Adică ieri, alaltă ieri seara. Femeia la 11.91 cu masculul 207. Așa iar am mai dat, nu știu cum bace. Așa sa California am dat-o. Pe neagra. 211. Asta nu știu care. Nu știu cum se vede pe aici, că bace blitzul. Aici așa sa California am când dat-o la muntă. Încă e cu dolofanii lângă ea, are 3 fetițe și 2 băieței. Așa. Așteți că am băiețeli de vânzare, fetițele momentan nu. Și nici ea, e singura femeie care nu o să plece de la mine din gospodărie, indiferent orice care iepuri la mine de vânzare. Așa. Și bineînțeles, premiul, nici premiul nu pot să-l dau dacă l-am câștigat. Nu știu, premiul nu cred că trebuie vândut. Nu știu, asta e părerea mea. Nu știu cum să fac să ajung la puișori, să-i filmăm și pe ei un pic. Așa să văd dacă merge un picuț, să-i filmăm. Uitați-i acolo. Albișorii, toți sunt albi. Altă femeluță. Să secuiesc. Asta e 205-lea. Tatăl acest mascul. L-am dat acum duminică. Seamănă pe taicăsu, e mai dolofan, față de ăștia alți. Ăsta e care am montat femeluța din noiembrie. Dacă dă Dumnezeu bine, o să am linia lui Dănuț. Ăștia scoși la mine amândoi. Asta am găsit-o cu masculul ăsta, s-o rup pe deaua. O rost acolo și-o căzut jos la ea, nu știu, am găsit împreună, acum nici nu mai știu ce. O fi luată montă, nu o luat. Trebuie să aștept o lună de zile. Unde am dat masculul de secuiesc la mai masiv, am băgat haicul ăsta cu californian. Și aici e masculul de anul trecut de la Cluj. Lângă el am... Aici așa californianul, secuiescul.
din noiembrie și California neagră din, cred că din luna a treia sau a patra, nu mai știu exact, are acolo cu un ureche, dar nu se întoarce acum. Așa e iepurile șmecher, nu vrea să stea la montă. Păpușul am dat-o și ea, am dat-o la masculul de la domnul Dani Husar. Așa e puișorul care nu a făcut azi noapte nani nani. Asta e masculaș. Așa. Trece din coașa la neagra, care și eu a fost montată. Aici are o fetiță rămas, așa s-a nimerit. Chiar acum într-o sară am verificat să știu ce sunt. Mămica asta are dată la montă. Am dat-o cu ăla de jos, cred că am dat-o. Nu cu ăla de jos, cu ăsta la de sus, că am uitat că ăsta e frate de tată cu ăla de jos. Cu ăsta așa, cu 207 am dat-o și pe ăla montă, că ăla de jos era frate de tată cu ea așa. Uitați așa, am pus-o altul placaș, când l-o rupt, l-o rost în azdravantare, care a lăsat la denuși youtuberii pentru promovare, lumea lui Ștefan. Așa. O, stai ce s-a întâmplat aici. Așa, am găsit acum. Am pus pe cele mai noi. La BBC Iepuri mi-au scris să fac o promovare. Un băiat care postează cu iepuri, cu porumbei, cu animale. BBC Iepuri, Robert și iepurii. Gabi și minifermă de iepuri, are și el o grămadă de iepuri. Emilian Grigoraș. Ionuț Hordoran. Gabi și iepurii, colegul meu Dani Husar și Denis Achericesei. Pentru următoarea promovare, lăsați comentarii, vreau promovare iepuri din martie. Și la 7.000 de abonați o să fie un premiu, un iepuraș. Când o să fie 7.000 de abonați, o să vedem atunci ce iepuri alegem. Și ne vedem la următorul clip. V-am salutat, o zi bună!